Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, revin și eu cu un nou vlog. Sunt cam albu la față, nu mă simt bine. Mi-a fost rău toată ziua, cred că după ce am văzut pe trădătorii de cuturința și bucătarul, m-a luat rău. Apoi am fost pe aici, pe la spital, pe la urgențe, mi-am făcut o perfuzie, două perfuzii, cu calciu, de-astea, vitamine, chestii, mai multe de-astea, nu pot să le dau numele aici, nu știu dacă am voie să dau numere de la pastile sau de la perfuzii. Și prieten, că astăzi eram pe grabă zăpăcit de trădătorii care au venit. Am chemat-o și pe Mihai și pe David de urgență să vadă și trădătorii. Și este și Mihai și David aici. Și vreau să vă zic că astăzi inițial făcusem vlogul, vreau să vă povestesc despre patroana, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cum a ajuns să fie internat în spital. Deci, prieten, patroana, de fapt să vă spun ce a făcut patroana în fiecare zi aici la spital. Patroana în fiecare zi aici la spital, prieteni, nu se simțea bine, se simțea rău. Și tot stătea pe bănci pe aici pe scaune, de dimineață până seara. Mai mergea seara la hotel cu Ursul, cu Georgiana, o mai duceau, venea dimineața. Dar toată ziua vă dați seama, de dimineață până seara, să stai pe bănci, pe la spital, pe scaune, cum e ea, fără să mănânce, la ore, cum trebuie, fără să așa. Era foarte, foarte greu pentru ea. Și în primul rând știți care probleme care le are cu ficatul. Și ea stătea pe bancă aici, adică aici suntem la un institut care cu așa ceva se ocupă, cu ficat, cu transplant de ficat și așa mai departe. Și ea stătea și se chinuia pe bănci aiurea. Mi-a luat să meargă la consult, că patroana chiar necesită consult de urgență și rezolvarea problemei cumva. Pentru că ea a mai fost acum câțiva ani aici și doctorii de aici, când au văzut-o despre ce este vorba atunci, i-au recomandat să o opereze. Dar când a auzit că să se opereze, a fugit. Și nu s-a operat. Și a zis că să vedem cum parcurge problema în timp și ulterior să vedem, să stabilim dacă operăm. Și acum mi-am amintit, dacă toți suntem aici și tot mai avem de stat, să vorbesc cu cineva, să o interneze și pe ea, să-i facă consultații și astea. Pentru că oricum eram sigur, dacă merge și vede și face niște analize și vede despre ce e vorba, orice doctor dorește și recomandă să o interneze. Am vorbit acolo cu doamna doctor și a hotărât că o internează pentru investigații, trebuie să-i facă mâine un tomograf, un CT de ăsta, ea spune TC, mi-a zis că o să-i facă mâine TC-ul și i-a făcut analizele, așteaptă să vină rezultatele, încă n-au venit, dar să vedem. Din ce am înțeles din primele analize, că nu s-a agravat atât de rău situația față de acum câțiva ani când a fost ea aici. Dar vedem cel mai clar și cel mai clar la CT mâine. Problema acolo la ficat, că trebuie să vadă mai clar, pe ecografie și pe astea se vede, dar nu se vede atât de bine ca și cum pe un tomograf. Acum așteptăm, prieteni, și asta e. V-am zis că au internat-o, eu mă bucur că e mai bine așa, măcar stă în pat acolo, stă sub supraveghere, îi mai fac perfuzii în fiecare zi, tratament, îi fac insulină, îi fac astea cum trebuie, o stabilesc, îi stabilesc și tratamentul, pentru că patroana e tratament și își lua tratamentul așa, că nu își amintea, nu știu ce pastilă ea. Și trimitea pe cineva la farmacie să ia două pastile, trei pastile de nu știu ce. Și, na. Așa că cel mai bine așa este, să stea în spital. Trebuia de fapt de mult să o internăm, să vedem ce are. Măi, prieteni, și tot îmi spuneți că, vai, domne, ai dus-o pe patrona internat-o, după tăi că tu stai, dar de mai câta nu te ocupi. Păi ce să-i fac fraților, mama? Ce are mama? Am înțeles, mama e supărată, prieteni, e obosită și e epuizată, copiii acasă cu astea. Dar dacă eu sunt aici, tata a avut niște probleme grave care necesită operații, care știați și voi, era vorba de viață și de moarte aici, Doamne ferește. Cum să nu fi stat și cum să nu stă lângă tata? Adică ce era să fac acum? Să-l las pe tata aici în situația în care să merg acasă la mama să-i fac ce? Înțelegeți ce vreau să zic? Adică, na, după aia am zis că am internat pe patrona, vai, îți pasă, păi cum să o las pe bunica mea, pe patrona, nu contează. Că și ea are niște probleme tot așa, la fel de grave. Mulțumesc Dumnezeu că mama nu are probleme de astea, prieteni, adică nu știu ce comparații faceți voi între situațiile astea, sincer. Dar v-am zis, dacă toți suntem aici, trebuie să rezolvăm și problema cu patroana. Și tocmai de asta. Acum mulțumesc Dumnezeu că e mai bine tata, e în recuperare, trebuie să-și devină mai bine. Mai are alea, tuburile alea de dren, o să le scoată și pe alea așa ușor, ușor pe rând. S-a rezolvat problema aia cu operația reușită cu
biliera, cum zicea patrona? Da, cu biliera. Cu biliera, biliera acum se duce unde trebuie, nu mai curge în punga aia, în exterior. Și asta e povestea. Nu știu, multă lume, mai ales, nu știu, v-am mai explicat și în vlogul cu patrona când am căzut, cu problema cu tata, cu tortul, că am eu ceva cu mama, că am postat filmarea. Postarea aia ați văzut și voi pe tata atunci. A ieșit, eu l-am adus cu căruțul, nici nu știu cine a filmat și a trimis filmarea lui, cred că ursul. Și filmarea aia a postat o tata. Dar și tata a postat o idee, el nici nu știa că e ziua lui mama atunci. El căpia zăpăcit, nu știa de a posta filmarea. Nu s-a postat filmarea cu dedicație pentru mama, că e ziua ei sau ceva. Sau ce aberații se mai spune prin comentarii. Acum, sincer, nu știu care e problema asta. Tata, dar mi-ai zis că vrei să te faci chirurg. Da, chirurg sau nu știu. Ce să mă fac în el? Bracardier. Bracardier? Uite, eu da. Trebuie să cos portocala asta. Da, ca prim pas o să mă fac brancardier, Miha. Și ulterior ți-am spus, o să ajung conferențiar, universitar, profesor, doctor Alin Mihai. Ce părere ai? Sunt de acord cu tine. Ești de acord? Mă bucur că ești de acord. Ce credeți? Patroana a coborât acum din salon de la de la spital de sus și s-a dus la biserică, prieteni. Bine, a făcut, Doamne ajută, să ne ajute Dumnezeu și nouă și vouă, prieteni, și sănătate la toată lumea. Dar mie mi se pare că sunt cam albul la față, Mihaela, m-am albit. Miha? Stai puțin, că vorbeam cu cineva. Da, uite-te, m-am albit la față. Nu. A? Nu. Chiar nu. Nu? Ia. Par alb, așa, nu știu, ori așa mă văd eu pe cameră, în realitate cum sunt, Miha? Ia, da să văd. Păi ești bine și în realitate și pe filmare, nu mi se pare că ești alb. Nu. De la lumină ți se pare așa, că mai un pic și se întunică. Da, nu știu ce să zic, poate nu sunt alb. Nu știu, da, prieteni, și cutunița și bucătarul au plecat, au luat-o și pe Maria. Am băgat-o noroc și pe Maria de dimineață la analize, la teste și la astea, au spus în mare că este bine. A rămas să ne dea mâine nouă, doamna doctor, rețeta cu ce pastile să ia, pentru că n-am mai stat astăzi și trebuia să vină niște rezultate. Și în funcție de rezultatele acelea o să-i dea o rețetă. Bine. N-am mai rămas internată, că nu avea toate documentele la ea, nu știu ce. Că îi trebuie niște documente, probabil cardul de sănătate și astea. Nu știu dacă l-avea sau nu. Și au plecat. A venit și cutunița cu bucătarul, acum pe ultima 100 de metri, na. Trădătorii au venit după luna de zile, ce să mai zic, nu mai zic nimic. Tu ce părere, Mihaela, despre COVID? Păi da, ce pot să mai zic acum că au venit? Na, trebuiau să vină mai devreme, a zis și patronul, a zis toată lumea, că na, ar fi avut nevoie de ei să fie aici, să mai ajute patrona cu ceva, să nu știu. Dar dacă n-au putut și ei, fiecare le știe pe ale lui, nu vreau să judec pe nimeni. O, oh, Miha! Dar... M-am necat. Aici operez portocala, trebuie să-i scot aici ceva, bravo, bravo. Niște fire. Îi scoți niște fire? Mm-hmm. Miha. Mm. Cum zice patroana, de la creier. De la creier, o operează pe creier. Mă dor oasele, faci mie masaj, Miha. Operez da. Pe creier. Da, carmole trebuia oricum. Ia fă, dar așa, pe sec, masaj. Tu tot găsești motive. Tu vrei de relaxare, am găsit că vrei de răceală. De răceală? Da. Nu. Pentru că vrei acasă, în pat, îți fac un masaj, așa. Doamne, ce mă fac acest om? Nu, tau? Că-mi face Miha. Cum vrei. Ce, îmi faci? Cum vrei. Îmi faci? Îți fac. Bine, îmi face Miha, prieteni. Nu mă să ajut. Geamul ăla de ce este deschis. Să intre haier. Pe mașina pornită cu haier cald. De ce? Ai frisoane, te frig? Că e frig. E frig afară, stungi pe grade. E cald. E, e chiar îmi place. Mi se pare că sunt alb la față, că-s terminat. Nu-i mă, când se întunec așa e lumina. Ce cu mine, ești bolnav? Păi și eu nu vezi? E așa sunt în realitate, de când arăstau la față. Frate. Păi și eu sunt așa în realitate. Nu. De la filmare, că bate lumina dincolo și mai un pic se întunec. Zici tu? De la camera asta selfie? Nu de la cameră, mă, de afară, de la lumina. De la lumina? Ok. Da, prieten, ce să vă mai zic? Cu situația asta, prieteni, de luna de zile este la spital. Nu vine să cred prin... Pune așa, să cadă pe tine că te-a bătut cu tunița. Hai. Nu vine să cred prin ce am trecut.
de la o fiere, prieteni, s-a întâmplat cu tata. Dar mulțumim lui Dumnezeu că a rezolvat-o cumva și a trecut peste prima operație, după aia și a doua. Vă dați seama prin ce am trecut noi pe aici. E de neexplicat, de nu știu cum. Îți dai seama că e văd situația altfel din afară, de-aia mulți ne judecă, ne critică. Ce stres am tras noi. Da, noi știm mai bine ce am trecut și cum. Și n-ai cum în astfel de situații să stai acasă. Și cu Tunița a venit acum și ne-a văzut bine, dar prin ce am trecut noi pe aici. Păi, acum da, putem să spunem că suntem bine, e ok situația, dar... Acum 2, 3, 4, 5 zile nu puteam să... Lasă că o prindem noi acasă. Adevărat. Și am mâncat, băgat fasole în ea cu Ion Dilaua, cu nașul bucătarul. Cine mă sună? Cu Tuna. Uite, eu mă sună, trădătoare. Uite, nici când plecă nu scap de ea. Da, băi, tot mă sună. Ea sună mai la urmă. Acum trebuie să-i dau bloc. A fost și ăsta, sună mai la urmă. Da. Lasă, copii. Tu mi-ai băgat mie pansamentul tău de la mână în apa mea care beam? Credeam să știu, era apa ta care bei? Da. Bea băut-o cu pansament. N-are nimic. Doamne, m-a mâncat acest om. Operez nici acum portocala, ăsta e capul ei. Ai operat-o? Ăsta operează portocala. Da, să vedeți ce face acasă. O să vi-l filmezi de seară. Da, să-i arătăm. Să vă arătăm. Diseară mă joc cu unchiul pe PS. Ah, cu unchiul mă joc eu pe PS, nu tu. Nu, eu. Tu operezi portocalele diseară mai bine. Le arăta la prieten că ți-ai cumpărat ruji. Eu? Da. Nu le mai arăta. Ruji, adică de ăsta. Strugurele. Strugurete. Că ți s-au uscat buzete. Da. Buzetele. Da, mă, da. Lăsă nașul. Cu rujul tău. Da-te. Ia să ne gândi de ei. Are ceva cu să dai și patrona cu el ieri? Bă! Glumea, mă. Dar ce are, mă, cu patrona ta? Nu are nimic. A, păi s-a dat. Zii, mă. Păi zic că nu are nimic. Nu, mă, s-a dat fani. În fine, prieteni, haide să nu vă mai plictisim. Încheiem vlogul aici. Încheiem aici sau nu? Da, gata. Faci da, Alina închide vlogul. Să nu uitați să intrați pe canalul David ăla Strehaia. Stai mă așa, să mai vorbesc cu prietenii mei, mă. Că mi-a fost dor de ei. Prieteni, mi-a fost dor de voi. Când vă văd în premieră, că comentați, mă doare inima. Au, mamă, ce? Stelica, mamă. De ce râzi? Când îi vedem, comentează mai de-a doua. Nu contează, ei sunt frații mei. Da, și orice ar spune. Mi-mi place când se enervează ei, se strofocă. Pe bune. Da, ne plac comentariile. Chiar vă iubim, prieteni, și vă mulțumim tuturor. Pe bune, este amuzant. Sunt frații noștri. Da. Suntem o familie. De ce nu exportează clipul? Păi ți-ai exportat. Nu, e imposibil de exportat. N-ai memorie. Cum noi și în viața reală. Tu n-ai memorie. Cum adică mie? Eu? Tu, că tu uiți unde pui locurile, nu? Eu? Bă, de ce zici așa? Că tu uiți. Bă, tu toată viața ta, când ai pus o pereche de ceva într-un loc, n-ai mai știut. Nu mai minți. Toată viața ta. Știi că nu e adevărat. Eu chiar știu, eu chiar am ținere de mine. Nu. Exagerezi, Mihai. 8-8. De ce s-au tras astea de ori? Nu știu. Băi, n-a venit patronul la biserică. Ce se rămân patronul de mâncare? Ține post, auzi. Nu, mamă, dacă el a uitat unde și-a pus dinții. Ce crezi că am mâncat noi? Ce din nou? Aia fake de vampiri. Aia de Halloween, când ne-am luat noi. Da, lasă pe ea, auzi. David. Ce? Spune la prieteni ce am mâncat noi astăzi aici la terasă. Niște mici cu piept de pui. O, micutei cu piept de pui, dar n-am mai filmat. Că ne vedea cu Tunița. Nu? Ne-a prins bucătarul acolo oricum. Da, și cu Tunița și așa, auzi că am mâncat numai pui de la fluturică. Aia era geloasă. Da, crăpa. Invidia. Așa este. Te-am luat o parte din creier la portocală. Din creier. Doamne, uite frate. Partea din creier. Hai, lasă. Da, măi, prieteni, ce să mai... Încheiem aici.
Vă pupăm, vă dorim o zi minunată tuturor și ne vedem mai târziu. Pa, pa. Revenim cu detalii. Lăsați comentarii cu părerile voastre despre trădători și revin cu răspuns. Vă pup!